Adolescenta a fost găsită fără viață în una dintre camerele apartamentului în care locuia, iar echipajul medical chemat de urgență nu a mai reușit să o resusciteze. Găsită decedată, cu aproximație o oră în urmă, se cer manevrele de resuscitare cardiorespiratorie timp de 37 de minute, nu se obține niciun rezultat, se declară ora decesului. Principala ipoteză este cea a unei sinucideri, însă nu a fost găsit deocamdată niciun mesaj de adio. Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și a împrejurărilor pentru care tânăra a recurs la teribilul gest. Adolescenta de 14 ani locuia împreună cu mama ei și cu cele două surori, tatăl fiind plecat la muncă în străinătate. N-am fost bătută, n-am fost înjurată de că taxul e plecat, n-am fost în niciun fel. Nu știam că are probleme deosebite, nu s-a remarcat în niciun fel. Era un copil normal. Nu am sesizat, eu cel puțin, la disciplina mea. Nu are absențe, nu. Colegii mi-au spus că vineri era mai supărat. Atât. Anchetatorii încearcă să descopere ce motiv a avut fata de a recurs la un asemenea gest și din desenele găsite pe pereții camerei în care locuia, ce vor fi analizate de specialiști.